când sosește vremea și se umple vasul, nu aduce anul cât aduce ceasul. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Găsim în Cartea Sfântă a Scripturii, s-a și citit, întreabă Maica Domnului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Este pentru prima dată în istoria omenirii când Sfânta Treime se arată în mod evident. Deci este prima dată în istoria omenirii. Unii spun că la Bobotează, dar, mă rog, Scriptura este cea care este perfect adevărată și noi, dacă o credem, este bine să nu numai să o spunem altora, dar să o credem și să o trăim. Când zice psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știa psalmistul ce spune, știa câtă valabilitate are cuvântul lui Dumnezeu, că singurul mod în care noi putem să ajungem în veșnicie este aceea după voia Tatălui Ceresc. Și vedem că Maica Domnului nu s-a pierdut deloc în fața Îngerului. Este prima persoană, primul om, am putea spune așa, care nu se pierde în fața Îngerului. Dacă este să ne privim în istorie, care s-au prăbușit, care Zaharia a rămas mut, sunt atâtea și atâtea situații. Dar vedem aici, la Maica Domnului, un lucru extraordinar. Îi spune Îngerul, bucură-te ceea care ți s-a făcut mare har. Nimănui în istoria omenirii nu i s-a mai făcut mare har. Deci să stăm să ne gândim și să ne gândim bine ce înseamnă lucrul acesta. Au fost oameni smeriți, au fost oameni de calitate, au fost oameni de înaltă ținută duhovnicească, dar nimănui nu i s-a mai făcut mare har. De aceea, odată cu cuvântul acesta, facă-mi-se după cuvântul tău, Maica Domnului s-a îndumnezeit, pentru că era purtătoare de Dumnezeu, a început să fie mamă. Ne dăm ce înseamnă lucrul acesta. S-a schimbat istoria omenirii, s-a schimbat era, s-a pornit o nouă etapă în viață. De aceea, când sosește vremea și se umple vasul, nu aduce anul cât aduce ceasul. Și în viața noastră, dacă ne vom apropia de Domnul Hristos, dacă îl vom primi pe Domnul Hristos, dacă îl vom face din Domnul ținta și căpetenia noastră și turnul nostru de scăpare, ne spune psalmistul că 1000 să cadă la stânga și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Citesc acum istoria unei jertfe, aproape terminul volumul 4, și vedem câtă suferință a fost acolo. Ca noi să avem acum belșug și iar belșug de cântare, de meditație, de cunoștință și de toate. Problema este ce facem cu belșugul acesta. Am ajuns cumva să ne urcăm pe grămada, poate așa cum se urcă găinile, am văzut, se urcă pe grămadă și scocioară în toate părțile, nu le interesează în ce condiții a fost grămada strânsă, cu cât efort, cu câtă transpirație, cu câte jertfă. Noi avem acum grămadă mare și putem să căpătăm multe cunoștințe de-a gata, cunoștințe de-a gata, aduse prin suferință, aduse prin lacrimi, aduse prin multe jertfe. Problema este ce facem cu toate lucrurile acestea. Mă gândeam când spunea fratele Traian că va fi o vreme de libertate când se va striga cuvântul. Mă gândeam, așa gândeam, mintea mea cea slabă, zic, nu o să fie timpul acesta. Zic, dar chiar dacă o să fie, vai, ce trai, ce rai o să fie.
Așa credeam eu, dar fratele Traian a spus că veți fi luați prin surprindere, nu va avea cine să vestească Evanghelia. Și vedem la timpul acesta cu durere, cu durere că mulți vorbesc, mulți vorbesc, se vorbește mult, dar puțin se trăiește. Când zice prorocul Osea că poporul piere din lipsă de cunoștință, nu spune o aberație. Haideți să ne uităm în jurul nostru și să vedem cât popor piere din lipsă de cunoștință. Mă duceam acum nu de mult într-o sâmbătă la mama și am luat la ocazie o femeie cu un paner. M-am gândit că merge la biserică și zic, spuneți-mi, vă rog, ați auzit dumneavoastră când spune părintele că pe noi înșine și unii pe alții și toată viața lui Hristos Dumnezeu să o dăm? Oh, dar ce dumneavoastră credeți că eu am timp să ascult ce spune părintele? Da. Zic, aș vrea să vă întreb dacă auziți când spune părintele să ne pocăim, dar dacă ea nu aude niciodată ce spune părintele. Și noi, poate de multe ori, judecăm astfel de oameni, judecăm aspru, dar în câte rânduri se spune lucruri în cuvântul lui Dumnezeu și noi n-auzim, n-avem urechi, trece pe lângă noi așa că ne-am învățat cum se spune ca țiganul cu scânteia. De aceea este așa de necesar să ne hrănim, să ne hrănim. Zice fratele Traian, sufletul să-ți fie tare, trupul trebuie să asculte. Numai astfel ocoli vei cursele pierzării multe. Dar când sufletul nu-i tare ca să înfrângă trupul în toate, poți cădea astfel că nimeni nu o să te mai poată scoate. Și cum poate să fie sufletul nostru tare? Într-un singur fel. Și tot dintr-un proverb al fratelui Traian, care spune că trupul îl hrănește pâinea, sufletul, cuvântul sfânt, hrana Duhului și a minții, rugăciunea spre pământ. Și mai zice fratele Traian, cum să poți hrăni pe alții când tu însuți ești flământ, când în Duh și în rugăciune n-ai mai fost de nu știu când. Da. Este mare durere și durerea aceasta trebuie să o privim că este în noi. Boala aceasta este în noi. Problemele acestea sunt în noi. Degeaba ne uităm la alții. Degeaba ni se pare că alții sunt rătăciți. Alții sunt răi. Alții sunt slabi. În multe rânduri mă gândesc că și eu sunt unul dintre cei care zic Doamne, Doamne. Și de multe ori mă tem de ceea ce noi citim fratele Viorel. Că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, ci doar acei care caut să facă voia Tatălui meu. Și zice fratele Traian într-o poezie, mai este la sfârșit o judecată, cumplită judecată de apoi, căci trebuie pe drept să-și ia răsplată cum a lucrat oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce am scris și am spus și tot ce dăm la cei ce ne urmează mereu de rod. Când noi de mult ne-am dus, avem copii și îi creștem după vreme, avem elevi și îi învățăm ce vrem, avem o turmă în grijă și în veghere și întreaga lor răspundere avem, iar ei vor fi în lume și în viață, așa cum noi le-am spus și arătat, iar ei la fel, așa vor da povață și un lung popor e acum de noi format. Îi creștem bun, la fel și ei vor face. Îi creștem rău, așa vor îndruma. Noi îndreptăm înspre război sau pace, rând după rând pe câți ne vor urma. O, voi, cei mari răspunzători de gloare, părinți și îndrumători pentru urmași, voi puteți purta răspunderile toate. Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. Și abia atunci, la marea judecată, vedea vom toți uimiți cu adevărat cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. Slăvit să fie Domnul!